Mi-e rușine față de copiii mei. Că ei au așa un tată și așa o mamă proastă. De ce zici așa? Eu nu am avut o copilărie bună. Ei sunt stresați și acum. Și simplu să rădici cineva glasul. Ei sunt speriați. Cătălina Țurcan l-a născut pe primul său copil pe când avea doar 17 ani. În 3 ani, femeia a născut 4 copii, crescuți în sărăcie, umilință și bătăi. Eu n-am avut așa o copilărie, măcar că am fost crescut ferma. Și de câte ori mă stăruiam să fie mai bine, niciodată nu se primea. El nu mă asculta. Eu am încercat și cu bine, am vorbit și cu părinții lui. Eu n-aveam unde să mă duc copiii mici. Întreaga poveste de viața Cătălinei Țurcan o aflați duminică, de la ora 18, doar la Femeile Vorbesc.